Vremea foarte ciudată, parcă a nebunit vremea, doamnelor și domnilor. Ieri, de pildă, au fost și temperaturi de 20 de grade sau 18 grade în plină lună decembrie, 1 decembrie. Haideți să vedem cum arată astăzi arta cu temperaturile din România. O să o avem aici pe ecran. Au fost 19 grade la Brașov, 19,7 grade la Râmnicu Sărat, 15 grade în Dobrogea sau 16 grade sau 20,8 grade la Constanța. Sunt și alte zone din țară, și anume în vestul țării, 19,4 grade în Mureș, 21,4 grade în Gura Honț. N-are rost să vă citesc toate temperaturile, vă repet, suntem în luna decembrie. Îi mulțumesc doamnei Elena Mateescu, director ANM, pentru această legătură directă. Bună seara! Bună seara! Ce se întâmplă cu aceste temperaturi în plină iarnă și ce urmează după aceste temperaturi? Într-adevăr, debutul lunii decembrie din iarna 2023-2024 a fost unul foarte călduros, pentru că în fiecare zi din cele trei zile am înregistrat recorduri ale temperaturilor minime sau maxime, ca fiind cele mai ridicate valori pentru o zi de 1, 2 sau 3 decembrie, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră. Cea mai caldă zi a fost în 2 decembrie, când la 45 de stații am înregistrat recorduri ale temperaturilor minime, și la 26 de stații acestea s-au consemnat ca fiind chiar recorduri lunare, fiind cele mai ridicate temperaturi lunare din întreg șirul de observații pentru această lună. O clipă, că ne-a spus un lucru foarte interesant. 45 de state au avut recorduri de temperaturi joase. Recorduri de temperaturi minime ca fiind cele mai ridicate, din care 26 sunt consemnate ca și recorduri lunare, fiind considerate cele mai ridicate valori pentru luna decembrie, pentru o zi de 2 decembrie, de când se fac măsurători meteorologice. Și tot pentru ziua de 2 decembrie am avut la 49 de stații cele mai ridicate valori ale temperaturilor maxime, dintre care la 7 stații recorduri lunare. Și aș da, pentru că ați arătat deja harta temperaturilor din data de 2, 21 de grade la Adam Pisi, recordul actual 21,1 față de cel anterior 20,7, 21,4 la Gura Honț față de 20,8, la Tulcea 20,8 față de 20,6 și tot așa, pentru că în partea de vest, sud, sud-est a țării, ieri am avut cele mai ridicate valori. Și în această dimineață am avut de asemenea recorduri ale temperaturilor minime la 18 stații în partea de sud, sud-est a țării. Cel mai cald în această dimineață a fost la Constanța, 13,8 grade Celsius, dar în același timp, iată că am avut și recorduri astăzi pentru două stații meteorologice ale temperaturilor maxime, pentru că vremea deja a intrat într-o schimbare semnificativă. Masa de aer rece a pătruns și deja în jumătatea nordică a țării. Aș menționa aici cele două stații, Dumbrăvița de Codru și Stâna de Vale, cu cele mai coborâte temperaturi maxime pentru o zi de 3 decembrie, de când se fac măsurători meteorologice. Repet, maxime. Bun, vreau să vă întreb, după valul ăsta de căldură în plină iarnă, aș putea să-l rezum așa, fără să țin cont de limbajul de specialitate, ce urmează? Că de regulă am văzut că după ceva extrem într-un sens, s-ar putea să ne trezim cu ceva extrem în sensul celălalt. Deja ne-am resimțit astăzi, așa cum menționam, în jumătatea de nord. Maximele nu au mai depășit 4-5 grade, doar în sud-est am mai avut 13-14 grade, 11 grade în capitală. Însă mâine masa de aer rece va cuprinde și zona de sud, sud-est a țării, acolo unde temperaturile la scara întregii țări vor caracteriza o vreme mai rece decât în mod obișnuit, pentru că mâine, 4 decembrie, maximele se vor situa doar între minus 5 grade până la 4-5 grade. Acestea ar trebui să fie, de fapt,
temperaturile minime normale pentru această perioadă din calendar. Iată că ele vor caracteriza ecartul termic al valorilor maxime pentru ziua de 4 decembrie mâine. Minimele vor deveni preponderent negative, minus 11 grade în depresiuni, până la cel mult 0,1-2 grade pe litoral și în capitală o să avem doar 3-4-5 grade Celsius, minime preponderent negative spre minus 5. Iar de miercuri revin și precipitațiile, chiar dacă mai cresc ușor de miercuri temperaturile spre 0,1 până la 90 grade la nivelul maximelor, ele vor fi asociate însă și cu precipitații, predominant ninsori în zona montană și nu excludem să avem și lapovițe și ninsori în zonele mai joase, pentru că traversăm o masă de aer foarte rece care va fi de interes pe tot parcursul acestei săptămâni. Am două întrebări foarte scurt, răspunsul dacă se poate. Vreau să vă întreb dacă anul ăsta, 2023, îl trecem în calendar ca cel mai călduros din istoria României. Are șansa asta? Are această șansă la acest moment, făcând o simulare cu o lună noiembrie și decembrie normale din punct de vedere termic și cu ianuarie, octombrie, date măsurate, ne situăm pe locul 2, însă deja noiembrie a înregistrat o abatere termică pozitivă de 2,6 grade Celsius. Rămâne să vedem ce facem cu luna decembrie, dar cu siguranță în top 3 cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor meteorologice în țara noastră, avem toate șansele. Bun, și ultima întrebare este dacă vom avea zăpadă și viscol. Da. Ok, deci vom avea zilele următoare, înseamnă. Este posibil, da, așa cum menționam, mai ales în zona montană, să înregistrăm în continuare ninsori asociate și cu intensificări ale vântului, care pe creste să depășească 60-80 de km pe oră. Mulțumesc foarte mult, a fost doamna Elena Mateescu alături de noi cu detalii despre vremea aceasta care pur și simplu a înnebunit news alert.